Este proiect de hotărâre prin acordarea câmpului de pus și serviciul de către ONG Distribuție România S.A. a unor suprafețe de teren în vederea realizării investiției alimentare cu energie electrică locuință Baiul Gabriel, Cândălin Mihețea, inițiator cu numărul primar. Punctul 8. Proiect de hotărâre prin introducerea domeniului privat al comunei Bădării de Tupacol a unor suprafețe de teren, inițiator cu numărul primar. Punctul 9. Proiect de hotărâre prin modificarea și completarea domeniului public al comunei Bădării de Tupacol, inițiator cu numărul primar. Punctul 10. Raport prin starea economică, socială și de mediu al comunei Bădării de Tupacol, prezentă domnul primar. Punctul 11. Diverse. Deoarece mandatul domnului de primar, ca președinte de ședința expirat, îți face propuneri pentru președinte. Domnul Zăgaru? Domnul Iar. Alte propune? Cine este pentru? Împotriva, abține? Pentru nerespectarea legislației de asigurare.
contate de la capitolul 67.02.20. Știți că aproape în fiecare an se plăteau sau se alocau bani pentru echipa de fotbal a Comunei Mărgineni, însă aceasta neavând un temei legal. S-au plătit bani pentru, de fapt, către Asociația Județeană de Fotbal, în condițiile în care trebuiau date legitimații către fotbaliștii din Mărgineni. Curtea de Conturi a considerat că este nelegal, neavă personalitate juridică echipa noastră de fotbal, banii nu aveam voie să-i dăm către Federația Județeană de Fotbal. Trebuie recuperați la fel. Cum? Bani s-au la fel tot, domnul nu vă spun imediat, stați, nu am putem. În 19. Din hotărâri, consiliul local, da, da, da. Era cu 35 de milioane, doar pe tur. A, eu nu știu, știi. Cam așa e medie. Cât? Vreo 35 de milioane pe tur. Adică vreo 70-80 de milioane pe an de competițional. Cam așa e. La Liga Bara și la Cicea. Dar bine și legitimare, doar asta se trebuie. Asta trebuie și unde e 100 de milioane. Așa. Apoi. La nerespectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielor cu unul servicii, respectiv plățile efectuate pentru achiziționarea bustului cu Alexandru Piru, de aici care a fost în față. Acest bust a fost amplasat fără a avea avizul obligatoriu de la cultură. Și fără acest aviz s-a considerat că bustul este amplasat nelegal, a fost obligat să publicăm de acolo și cheltuielile efectuate cu achiziționarea bustului, ca la fel să aducea domnului a fost primar și vorba. Și în cazul în care am mers la aviz, la buget, ce a fi amplasat? Păi noi va trebui, păi noi o să cerem... Reamplasarea cu aviz. Este la cultură. Aviz cu toate documentele necesare, dar eu, la mine, este la cultură, nu sunt de acord cu gustul care este făcut, că zic că nu se amă. Auzi, dar tu are o dăție de la gara, ți este centru de la gara, ți conture deja cu directorul de la gara. Trebuie de la asta gara, ți pentru a vădă de respectivă și plăcut. Ideea este că din discuțiile cu dumnealor, Alexandru Piru nu are decât două fotografii. Nu apare nicăieri nicio bază de date de alte fotografii, decât cele două fotografii cu Alexandru Piru. Una de când era foarte tânăr și una... Și ce era vorbit la voastră? Spus bine, pe lângă faptul că au fost foarte supărați că nu le-am cerut avizul. Alexandru Piru. Am pus fotografia din ce am înțeles că modelul după care s-a făcut, dar au zis că fotografiile naționale la proiect sunt cam, pe spunea la momentul, uite, acolo sunt și toți. Am și acelui plăcuție. Dacă nu-ți văd că nu am spus de mea unul, am și nu știam, dar nu am pus să nu trec. Să nu-mi păstru mai puțin chestia. Păi zic, domnul Păstrie. Dar cei care au considerat, nu apare, că nu seamnă fotografia. Ei le-au cunoscut că faci ideologie. Nu, au fost deranjat că nu au avut. Nu, primul să-ți spăra că nu a dat istoria aia. Dar nu le-a cunoscut voi, băstinați. Dar vei să mai duc sau mai spun de sigur. Oricum, el vrea și mie, nu mai cât să-l mai cunosc, dar... Apoi. Nerespectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielor de capital la lucrările de execuție pentru obiectivul de investiții hală metalică și iluminat electric exterior realizat de SCB SRL în baza contractului 2670 din 2 aprilie 2014. La fel, avem proces pe rol, am făcut expertiza. La târg mai e și, deci de aici încep lucrările de la târg. Un alt contract sunt lucrările de execuție aferente obiectivului amenajarea piața alimentară și târg comunal, realizat de SCB Proiect. Tot la târg, lucrări de execuție aferente obiectivului de execuție, efectul sanitar și sistematizat de platformă, SCB Proiect.
lucrări de execuție aferente un alt obiectiv. Aferente obiectivului de investiții remise pentru animale vii, secenii proiect. Totodată, lucrări de execuție aferente obiectivului de investiții platformă calcare plus acces panometalic de Niro proiect. Atât. Aici. Deci partea cu Târgu, toate au făcut obiectul de expertize. Am trimis dispozițiile primarului cu privire la imputare, precum și rapoartele de expertiză. Au făcut contestații constructorii. Acum suntem în perioada de plângere prealabilă. Dar mai greu și da, categoric. Apoi, lucrări de execuție aferente obiectivul de investiții construire pot banii peste vorbul Trebeș. Obiectivul ăsta, știți că face obiectul dosarului penal, până când nu se stabilește pe exactitatea de prejudiciu, nu putem. La fel și strada Grădiniței din satul Mărgineni, la fel și drumul comunal strada Tabora, sat Trebeș, la fel și serviciile de dirigenție de șantier a domnului Uricaru Budu și a domnului Vasiliu Iulian, domnul Uricaru Budu a fost dirigenție de șantier pe strada Grădiniței, domnul Vasiliu Iulian, dirigenție de șantier pe la pod. Toate aceste obiective, ultimele pe care le-am citit, fac obiectul dosare în urmă dosare penale, până când se stabilește prejudiciu, nu putem să rezolvăm nimic cu recuperarea prejudiciilor. Și de asemenea, mai e o extindere rețea de canalizare zona Arie, realizată de Secevaldo SRL Roman. Asta s-a rezolvat, deci de la când au făcut raportul cei de la Curtea de Conturi, pentru că ei au fost în verificare în luna aprilie și între timp a rezolvat și aveau o organizare de șantier care pe care l-au justificat de cei de la Valdus care au făcut. Deci astea sunt obiectivele care au rămas de implementat în raportul Curtea de Conturi. Dar prejudicii la ce se referă la obiectiv? Fiecare sunt. De exemplu. Nu pot să-l justific. Iată, da, cu grădiniții, da, da. Spune ce. Mai ales ultimii puncte care sunt. Noi nu am ce putem face. Când suntem în sală, nu avem ce face. Ce vă ce? Dacă e realizat obiectivul, prejudiciul, nu doamnă pe tăuși la urmii, care sunt în... Ce întâmplă? Deci tu ce poate să apară din prosimea asfaltului, din mai mult? Da, da, poți să durezi. Păi de asta a făcut, s-a făcut și...
3717,56 de lei. La bun. Da, intervul comunal. Atât. Da. Nu numai la Halul și la Iluminat. Numai la Iluminat și 16.000. Așa. Întrejmuire, târg comunal și viața agroalimentară. Prejudiciu de 12.165 de lei. Nici gardul nu a corespuns? Bun? Nici gardul nu a corespuns? Bun. Oricum, să știți că raportul ăsta noi o să-l scanăm și o să-l postăm pe site-ul primăriei, pentru că suntem și obligați de lege și va fi și anex la hotărârea pe care o vom adopta. Remiză animale. Podul și podul și drumul, care și drumul ăla, da. Fargas. 68.996 de lei. Prejudiciu. Dar nu are seama prejudiciu. Era mai mare prejudiciu. Da, prejudiciu stabilit de către organele de anchetă penale cuprind și dobânzile și beneficiile încasate în mod nelegal în perioada scursă dintre data plății. Noi aici s-a luat acum expertiză tehnică și economică. Strict pe asta. Restul accesoriilor care se adaugă acestui prejudiciu sunt... administrativ, și biblioteca comunală, compartimentul de poliție locală,
biroul de asistență socială. În funcție de, de această structură, fiecare dintre compartimente vor îndeplini sarcinile prevăzute de lege pentru fiecare activitate. Dacă vreți, vă dau citire în totalitate. Dar nu m-a aprobat la Organigrama aprobată, numai că față de organigrama veche, am restructurat puțin. Am făcut, de exemplu, un birou de achiziții publice, transport și iluminat public. Deoarece iluminatul public a fost, a fost monitorizat de către compartimentul de achiziții publice, acolo se află toată situația și cu stâlpii de iluminat cu energie solară și se fac contractele pentru mentenanță la iluminatul public clasic. Și la fel, biroul de transport, știți că noi suntem licențiați pentru autobuse de transport cu copii și Gianina, care e în acel birou, ea este cea care are... La serviciu de cadastru și are... La cadastru și agricultură, nu, avem trei posturi care sunt ocupate. Doamna inginer în cadastru de consilierul comarnic, care are și atribuții în ceea ce privește întocmirea. O să scoatem, vreți să scoatem la concurs post de inginer în cadastru. Dar nu va veni cineva, dar nu prea... Mai sunt specialiști care se... Așa, după aia, la serviciul de urbanism. Da. Am pus în subordine, am împrumutat, practic, serviciul de urbanism de amenajarea teritoriului, protecția mediului, căci de tot de dumnealor, lucrări publice, pentru că fiind ingineri cei doi colegi să monitorizeze și să verifice lucrările care se fac, adică cei de la achiziții publice tocmesc contractele, cei de la tehnic, de la urbanism să urmărească execuția lor, și administrativ, partea de... Și după aprobarea asta, practic, le faceți și fișa postului. Le faceți fișa postului cu fiecare din atributurile specifice. Termenul de poliție comunitară, ceva? Noi avem un șofer. Pe petrică, care... La fel, constate la concurs. Cine se prezintă, pentru că undeva prin, pe la începutul lunii august... Dar nu cunoștințe, că faci. Ce va fi din începutul meu? Se publică în monitor oficial, se publică în site-ul primăriei. Poate să prezinte. Interesul nostru este să avem... Punctul 4. Aveți la dumneavoastră invitați, v-am pus fiecare, o prezentare a proiectului pe care asociația ROMAR vrea să desfășoare în perioada 7-9 iunie 2017 în zona parcului Grăiești, terenul aparținând unei nouă. Legea 215 permite prin articolul 124 Consiliul Local pot da folosință gratuită pe perioadă determinată bunul aparținând domeniului public sau privat persoanelor juridice fără scop lucrativ. Dumnealor sunt constituiți într-o asociație română de marketing care desfășoară, pot să desfășoare acest festival antic, am mai citat, în perioada 7-9 iulie 2017. Dar cred că mai bine reprezintă domnul Dumnealuiști. Bună ziua! Domnul este reprezentantul asociației. Da. Bună ziua, domnul consilier. Mă numesc Manuel Pușneanu. Sunt președintele Asociației Culturale Cetodace Moldova Sfântul Iaș, avem membri și aici la Bacău și la Chibuș. Împreună cu Ciprian, care reprezintă Romarul, vom organiza acest festival în Parcul Gherăiești. Este un festival de reconstituire istorică, nu se percepe nicio taxă de intrare, deci este liber pentru orice persoană. Este un festival pentru toate vârstele, pentru că de la cei mici copii până la cei mai adulți, pot veni să învețe istoria, cum trăiau frumoșii noștri, cum se îmbrăcau, cum luptau. Adică vom avea ceva de genul o luptă între 100 de dași romani, lupte de gladiatori, dansuri cu ele, cu nimfe, cu muzica antică cântată la instrumente tradiționale, meșteșuguri de la fierărie, monetărie antică, tot felul de chestii interesante, adică unicate, să zicem, în regiunea Moldovei. Mă întreba un consilier mai acum la intrare dacă sunt multe cetăți aici în județul Bacău. Da, sunt vreo 4 foarte mari. De asta Toma Sedava era, nu era contorită doar o cetate, era chiar un orășel pe acea vreme. Și pe mapa geografică a lumii, acum 2000 de ani, autonomia, apare Răcătău, deci Toma Sedava. Deci era un oraș foarte mare la acea vreme, în Europa. Deci, cum am spus, este un festival pentru toate vârstele, un festival
care va promova chiar și comuna de-a voastră, orașul Bacău, municipiul, județul, patrimoniul cultural și istoric al tot ce ține de județul Bacău. Dacă Ciprian, mai dorești să spui ceva? Eu țin să vă mulțumesc pentru sprijin, țin să vă invit toată lumea vineri seara la parada din centru, iar să mă și la activitățile din Parcul Gherești și sper să vă bucurați împreună cu noi de acest festival unic în Bacău. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări, să trebuie să-l lăsăm să-l pe nou. Rugămița noastră, să mai toți colegii să dea acolo. Nu știu că și cum la cuvânt, de la cuvânt, de la cine asigură curățenia, că va fi ținut de mată și oricurat activitatea? Acolo e, că va fi problema. Am locuit la primăria Batovo, am obținut sprijin celor de la societate, să ajute curăția și implicit noi pe echipă. Ar fi sănătos și sub din partea noastră, domnul vicepreședinte cineva, se punea suprafața curată după ce se curăță. Absolut. Nu se sigur vor fi nu se curăță. Absolut. Este rezultat. Cum? Rezultat. Ei, dacă e anunțată, să fie... Dar sunteți de acord? Mulțumesc. Vă mulțumim și noi de ne permite să ne retragem, avem un festival de organizat. Încă o dată vă mulțumim și o zi bună în continuare. Bine, mulțumesc, la revedere și vă așteptăm cu toți. Punctul 5, proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului Școala Petrosu, în vederea demolării și edificarea pe terenul rămas liber cu demolarea unei grădinițe. După cum știți, am primit de la Sucitul anul trecut finanțare pentru construcția două grădinițe. Cea de la Lucani se va edifica pe postul amplasament al școlii Petrosu, însă pentru a putea să demolăm școala Petrosu am avut nevoie de avizul conform al Ministrului Educației. Aviz ce ne-a fost acordat pe data de 12 iunie 2017. Drept urmare, noi trebuie să supunem la vot avizul la schimbarea destinației. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a planului urbanistic zona pentru investiția hală de producție componente automotive amplasat în satul Ordinez, beneficiar de Nord Contec, prin administrator Faber Florin. Mă Thank you.
Mariu Gabriel se numește numele lui. La canale. Pe canal, așa. Și din păcate s-a dus la Irmon și a zis că vrea curent. Și eu m-a zis, bun, îți dăm curent cu o condiție, sunt tăreși rețeaua. Adică să pun alte cabluri, alt stâlp și un... Asta e, fac. Și vor veni undeva de pe la... Show, dacă știți unde stă. Pe stâlp, pe deata cum intrăm. Vreo 400 de metri, schimbă pe 4-5 stâlpi. Și ajunge cumva dumneavoastră aproape de capătul străzii. Unde stâlpi sau legea? Da, stâlpi și... Investiția se împarte în două. Dacă schimbă capul de doi, mai schimbă și niște stâlpi. Capul de rețea, în fine, ia stâlpul care nu este vântăritor de rețea, cum ai... Adică ai pe la stan? Exact. Au vidul ușor pe acolo. Au vidul ușor pe acolo. Deci, oamenii... Oricum, ca investiție, ești destul de măricit. Ce vreau să cheltuie în asta? Astea sunt condiții. Ca să ai un stâlp, dar practic de la rând principal în stâlpă la asta. N-am un deviz, dar din cât am discutat, eu ajung undeva la 400. Deci ar trece pe undeva din ansamblul ăla de locuri. Da, da, trece. Deci nu, cam în spate nimeni. Pentru că nu, politica lor este... Se facă alții în bine. Îți dau curiega cu condițiile astea. Vrei? Tu faci investiții. Iar e până la 10 metri pătrați. Și vreau și investiția, o pune la ei și... Dacă vă aduceți aminte, am discutat de omul care își dorește o persoană fizică să facă în zona FUFA. Da. Ca să putem să facem acea investiție. Deci, practic, din ce am înțeles eu de la dumneavoastră, v-ați angajat ca în primăria să achităm partea de documentație, proiect. Să vină cu execuție. Pentru ca să putem la autorizație, avem nevoie de drepturile asupra terenului. Acele terenuri, toată partea știa din fața locuințelor, poate sau cine mai e acolo, nu sunt prise nicio hotărâre de Consiliul Local. Vin de la fostul CAP, nu s-au introdus în domeniul public. Nu a fost solicitat de consiliu, nu a fost solicitat de consiliu social, pentru că din zona inundabilă nu... Și toată partea știa respectivă împărțim în două. O dată rămâne o parte de fâneață în domeniul privat, iar pe lângă terenurile oamenilor constituim un drum să-l intablăm din ceva la față. Exact. Aici e acea punte unde se vine din cunicărie, puntea de lemn, făcut din două cămâni căpea și de lumea sângură. Iar în partea asta noastră se continuă până unde este accesul și puntea existentă la momentul ăsta. Iar podul nostru se vine undeva de aici până pe zona asta. Cam așa de bine. Iar în partea asta, la altă, mai este un drumuleț care era prins în monitor oficial din 2002, numai că s-au găsit 50 de metri pătrați în plus. El avea 225, acum s-au găsit 175 și o să completăm următoarea hotărârii domeniul public, aferent Căii Măinești, că așa s-au dat aici numele, aferente Căii Măinești. Aici drumul ăsta și drumul care v-am zis mai devreme că vine pe lângă. Pentru că trebuie de dat. Pentru că trebuie de dat. Exact. Aici este o altă din acolo. La șeful acolo. Exact. La șeful. Iar a doua bucățică este la Luncani, pe Plătoarea, exact unde se termină drumul aici dintre Asociația Vânătorilor și Pescari, da. Cum se numește. Aici a venit drumul nostru, zona asta care are problema de alunicare de teren și asta trebuie introdusă în domeniul. Și de la care? Da. Dar suntem obligați prin nota de control a ISU,
Poate să zic Iisus Hristos, dar să mai zic. Și asta e problema. Iisus spune și ne obligă. Dacă nu, nu noi să păi, dar nu avem posibilități, nu avem finanțare. Păi ce înseamnă nu avem finanțare? Noi n-a spus nimeni că nu avem finanțare. S-a găsit finanțare, mai ales într-o situație de genul ăsta. Deci noi trebuie să apropăm să trecem în... Adică nimeni n-a vrut să știți că puteam face orice. Deja aveam acolo prins proiectul de asfaltare, chiar contractul. Nu s-a făcut asfaltă din cauza plecării. Da, acum e zice, e o bădurită, mă, nu te știu dacă nu te știu. Dar e de la Ojogeu. Anual, domnul primar trebuie să prezinte un raport cu privire la starea
economică, socială și de mediu a comunei, precum și dumneavoastră în calitate de consilier local, având în vedere că luna asta ați împlinit un an de mandat, trebuie să depuneți rapoartele de activitate fiecare în parte pentru activitatea dumneavoastră. Legea e de mult, ideea este că acum ne cer cei de la instituția prefectului anual să vadă că s-au prezentat rapoarte de activitate. Deși situația financiară la nivel național în condițiile recesiunii economice la nivel mondial nu a fost mai cel mai favorabile, în Comuna Mărciune, județul Bacău, printr-o puternică implicare a conducerii administrației locale, s-a reușit continuarea investițiilor demarate în anii anteriori, precum și deschiderea de noi investiții strategice pentru comunitate. Nevoia de a depăși statutul de comună cu aspect învechit și ancorat în formă de dezvoltare tehnicele funcționale a reprezentat o prioritate pentru primarul comunei, precum și pentru aparatul de specialitate aflat în subordine. Nu putem afirma că obiectivele noastre au fost atinse integral, pentru că permanent ne dorim mai mult pentru cetățenii acestei comune și în acest sens ne oferim întreaga energie, dar ne putem declara mulțumiți de activitatea desfășurată de la începutul de mandatului până în prezent, mai ales având în vedere condițiile socioeconomice în care ne-am desfășurat activitatea. În acest sens, trebuie să încep prin a vă mulțumi tuturor celor care au sprijinit demersurile inițiate, care au înțeles și au susținut strategia noastră de dezvoltare, tuturor celor care au fost activ implicați în ceea ce încercăm să construim. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au venit cu propuneri constructive, cei care ne-au sesizat deficiențele specifice din teritoriu, dar și instituțiilor care ne-au oferit sprijinul lor în aceeași logistică. Toate acestea mă obligă și să-mi asum cu onoare promisiunea de a continua să fiu alături de cetățeni și să reafirm că încrederea lor în mine nu va fi zadar. Vă rog să-mi permiteți ca în conformitate cu prevederea articolului 63 aliniatul 3 litera din legea 215/2001 Administrației Publice Locale Republicate sunt modificările și completările ulterioare, în ședința de astăzi a Consiliului Local al Comunei Mărciune să vă prezint raportul cu listarea economică, socială de mediu a comunei noastre de la începutul mandatului meu până în prezent. În calitate de primar al Comunei Mărciune, m-am străduit să duc la îndeplinirea modului cel mai serios responsabilitățile ce îmi devin ca edil al comunității, rezolvând în mare parte nevoile și urgențele locale, depunând eforturi susținute pentru a realiza cât mai multe dintre obiectivele pe care mi le-am propus. Întreaga activitatea Consiliului Local și a Executivului s-a desfășurat pe baza unei tematici întocmite în conformitate cu atribuțiile conferite de legea organică, având totodată în vedere propunerile făcute de consilieri, locuitorii comunei și personalul din aparatul de specialitate al primarului Comunei Mărciune. Conform prevederilor legale, principala formă de lucru a Consiliului Local este ședința, context în care aceasta, ca parte deliberativă, s-a întâlnit în perioada iulie 2016-iunie 2017, în 11 ședințe ordinare și 4 ședințe extraordinare, fiind adoptate un număr total de 83 de hotărâri, care au vizat în principal următoare. Bugetul propriu pe anul 2017 și de pe tot parcurs pe anul 2016. Stabilirea de impozite și taxe locale pe anul 2017 în conformitate cu prevederile Comisiei Fiscale. Aprobarea programului de măsuri privind gospodărirea comunei. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, valorilor investiției și implementărilor proiecte de interes local. Aprobarea modificărilor și completărilor inventarului domeniului public și privat. Aprobarea validării mandatelor de consilier local și viceprimar al comunei, pe urmare a alegerilor din luni. Proiectele de hotărâri au fost bine fundamentate, iar hotărârile adoptate au fost transmise în termen legal prefectului, obținând vizita de legalitate pentru 81 de hotărâri. Pentru două hotărâri ale prefectului județului s-a solicitat revocare. Acesta este un argument în plus care mă îndreptățește să afirm că desfășurăm o activitate responsabilă în slujba legii și a cetățenilor care m-au ales și m-au investit cu răspundere publică. Pentru față de funcția de reprezentare, rolul principal al primarului într-o continuă comunitate este acela de reprezentare a intereselor cetățenilor, ceea ce face un garant a ceea ce înseamnă acel punct pe hartă administrativă, economică, socială, culturală, la nivel regional, național și internațional. Mi-am asumat activ acest rol și prin munca depusă, dincolo de susținerea și coordonarea activității administrative propriu-zise, am deschis noi punți de comunicare și colaborare pe toate paletele menționate cu scopul de a reduce Comuna Mărciune, acolo unde istoric și-a drept de drept. La nivel județean, prin activitatea depusă, s-a confirmat o bună colaborare cu formele de decizie, finalizată prin atragerea de investiții suplimentare, menținută să aducă un plus comunității atât la nivelul infrastructurii de fiere, cât și la nivelul infrastructurii culturale și sociale. Asta se privește relația dintre primar și Consiliul Local. Am reușit să avem de la începutul mandatului, 23 iunie 2016,
relație preponderent constructivă cu reprezentanții comunității din mediul local, indiferent de apartenența lor politică. Astfel, în perioada iulie 2016-iunie 2017, Consiliul Local al Comunei Mătăriei s-a întâlnit de 15 ori, în 11 ședințe ordinare, 4 ședințe extraordinare, fiind adoptate 83 de hotărâri. Relația primar cetățean. De la începutul mandatului meu, iunie 2016, am profundat relațiile cu cetățenii căutând să fie mai aproape de nevoile imediate la acestora, pentru ca strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung să fie centrată în principal în realitatea profundă a comunității. Mi-am asumat rolul de a fi mult activ și pot spune că, așa cum am început încă de la preluarea mandatului și chiar anterior, am dorit să intru în legătură cu mai mulți cetățeni direct în satele comune, prin audiență, prin corespondență clasică sau electronică. Fiecare contact a fost important pentru mine, oferindu-mă mai bună viziune asupra soluțiilor de implementat, iar pentru acestea doresc să le mulțumesc tuturor celor care mi-au sesizat problemele cu care mă confrunt, cu care se confruntă, dar și bucurile pe care le simt atunci când investițiile realizate le aduc plusul de confort de care a fost dăduit de-a lungul timpului. Dinamica investițiilor din anii anteriori a fost păstrată la moment printr-o implicare activă a tuturor departamentelor abilitate, găsindu-se soluții tehnice, precum și resurse financiare suplimentare, în accesarea de fonduri exterioare, bugetului local, fonduri europene, guvernamentale sau de teren. Toate acestea au fost posibile prin activitate de promovare a intereselor comune Mărținei, condusă și susținută în mod profesionist. Alături de proiectele deja finalizate, trebuie să remarcăm faptul că la nivelul conducerii administrației locale s-a căutat acoperirea prin investiția cât mai multor zone din comună și rezolvarea cât mai multor deficiențe subliniate de cetățeni. Raportul domnului viceprimar, din data de 23 iunie 2016, de când a preluat funcția de viceprimar al localității, în baza atribuțiilor cheie, din conform legii 215, a condus, organizat și desfășurat o campanie de curățire a domeniului public din Mărginea. În cadrul acestei campanii s-a reușit curățarea și tăierea ierburilor uscate, toaletarea și tăierea copacilor, curățenia în parcul comunei. Pentru menținerea condițiilor optime de a se circula pe străzile comunei, s-a asigurat balastarea și trasarea străzilor care necesită aceste lucrări și curățirea străzilor dezvoltate în perioada ieri. În toată această perioadă a răspuns în termen la toate sesizările sau solicitările cetățenilor comune, rezolvându-le acestora problemele de interes local semnalate. Întreaga activitate depusă și toate acțiunile întreprinse de viceprimarul comunei au urmat să respecte și admirația cetățenilor, mergând cu încrederea în planurile de viitor. Raportul de activitate al secretarului. În perioada iulie 2016-iunie 2017 s-au urmărit cu celelalte îndeplinire a atribuțiilor autorităților deliberative și executive, rezultate din legea 215 a administrației publice locale, precum și în actele normative avute în cursul acestui an, prin care s-au stabilit atribuții pentru Consiliul Local și Primar. S-a procedat la întâlnirea proiectelor și ordinei de zi pentru ședințele ordinare și extraordinare, precum și a discuțiilor de convocare a Consiliului Local. În conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, s-a asigurat redactarea materialelor de ședințe întocmite și scrise pe ordinea de zi. Dezbaterile din ședințele Consiliului Local, precum și modul în care a fost exercitat votul de fiecare consilier, a fost consemnat într-un proces verbal distinct pe fiecare ședință care a fost semnat și ștampilat. Procesele au mai spun încă 83 de hotărâri adoptate de Consiliul Local, precum și 293 de dispoziții emise de primarul Comunei Mărginei, au fost înregistrate în registrele speciale și înaintate instituției prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate, precum și direcțiilor, serviciilor, compartimentelor sau instituțiilor, abilitate și duce la reprimire. Nu vă mai spuneam cu ședințe au fost de hotărâri, că... Da. Activitatea de reprezentare în fața instanțelor de judecată se desfășoară pe două planuri. Există atât procese în care poate Mărginea are calitate de părât, cât și procese în care avem calitate de reclamant. Acțiunile formulate au drept temei referatele și documentele diferitelor compartimente, în special cele de fond funcțial, precum și mai nou cele de urbanism. Au fost formulate acțiuni în urma soluționării cărora au fost recuperate sume importante la bugetul local, cu o parte dintre ce am discutat cu grupele de conturi.
pentru celelalte s-au promovat apărări sau s-au emis dispozitii, urmându-se a se apăra patrimoniul existent al comunei. Din punct de vedere cantitativ, ponderea cea mai mare a fost reprezentată de dosarele de construcție, cum am spus. Au fost avizate pentru legalitate contracte de concesiune, de închiriere, prestări servicii, de muncă, precum și documentații de atribuire a contractelor de ulterior, dacă vreți, vă pot citi că avem acord de acordare de stare civilă, biro financiar contabil, resurse umane. Vor fi postate pe site-ul României. Mai bun, mai bun. Mai stă mai așa. Diverse? Da, avem la diverse. Să începeți să ne aștepta domnul de la... Sece Tenis Drink Club SRL, da? Da. Ia voastră. Au revenit domnii cu o cerere prin care doresc închirierea sau concesionarea unui teren în zona Ghereiești pentru un club de tenis. Dacă au fost data trecută. Da, mă numesc Paul Cilină, antrenor de tenis. În penultima ședință a venit băiatul meu în legătură cu o solicitare pentru a închiria această suprafață pentru a realiza o bază sportivă, în adevăratul sens al cuvântului. Nu știu cât de bine a fost înțeleasă prima fază, dar chiar cu adevărat vrem să facem un club pentru copii. Copii de inițieri, cu performanță și agrement seara, când este timp pentru cei care pot să practice tenisul de club. Eu, nu ca laudă, am experiența unui club lângă sala sportului în 1990. Am făcut primul club, chiar ziceau că sunt nebun atunci când mă privatizez pe sport. Am reușit să o duc până la capăt. Aceeași destinație a fost la început, până acum prezent, tenis de câmp, n-am schimbat-o, însă pe parcurs s-au făcut niște schimburi de teren și am ajuns în situația în care încercăm și noi ca țigan corp să ne mișcăm, să putem să continuăm tenisul. Noi avem copii de performanță, deci activăm de cel puțin 30 de ani sub divers întâlniri. Copii care particip la concursuri naționale și internaționale, în mass media au apărut, în fine, nu-i vorba de. Deci este un club destinat în principal pentru performanță copii, inițieri și participare la concursuri. Pentru cei mai buni dintre ei, vom oferi și niște burse, deci care nu vor plăti, și să dea Dumnezeu să avem o colaborare bună, dacă dumneavoastră vă știți de acord să ne închiriați sau concesionați, prin niște principii corecte, fără niciun fel de probleme ascunse și cam asta e. Domnul Dumnezeu, dacă vreți. Da. La cum a fost conferința anterioară în jurul dumneavoastră, noi veneam cu propunerea de un amplasament. Am înțeles că la alocare acolo datorită conducte de apă care trece chiar în mijlocul. Nu e posibil să... Nu, domnul consilier, da. Problema este, vă spun sigur, este puțin departe și aici, dar măcar ne bazăm pe faptul că este un autobuz la capătul linii. Și aici avem problema care este, în general, sport se face concentrat, este departe, nu au cu ce să ajungă. Problema este, gândiți-vă, dacă sunt 20-30 copii, mai bine cu părinții, dar din 20-30 de copii, este imposibil să încoperiți copilul cu autobuz sau cu taxi. Nu toți poate. Dar pentru copiii comune mărgine, un contract încheiat clar la concesionare care se poate participa la competiție acolo? Bineînțeles, înainte de participare, ei trebuie să... Noi avem o mișoare să trebuie. Deci, trebuie să învățăm ca să poată ajunge la concursă. De ce să nu fie contract între... Cu contract e valabil de 2-3 săptămâni sau un an de zile, dar atunci cum a făcut pe terenul de sport acolo, asta dorește să facă și la Ghereiești. Cumpărați teren și nu-i nici nimeni împotrivit. În adevăr au fost și la... Problema care este la noi? Nu se poate la noi. Investiția în sine la terenul de tenis. Deci știți suprafața acolo. Noi trebuie să o uniformizăm. Poate câteva zeci de mii de euro, numai să o aducem la linie dreaptă. Dacă vă aduce beneficii aici, unde aveți?
Normal că antrenăm și cu sufletul, dar orice om trebuie să aibă și un salariu, nu? Dar nu cred că așa puneți dumneavoastră problemă. Deci, a face terenul de tenis, noi trebuie să venim la nivel cota 0. După care vin vreo 3 sorturi, 3, 2, 1. Compactare. După care vin insula de la Filipești, de Pădure, Ploiești, în valoare de vreo 3-4 milioane lei, tot la fel pe sorturi, cu compactare pe fiecare sort. Deci nu e atât de simplu să spunem că facem diferent de tenis. Nu mai spun de împrejmuire. Deci este o treabă serioasă. Nu păi spune... treabă serioasă. Treabă serioasă. Cum ați făcut la baza sportivă acolo, care vă aparține? Faceți și aici tot la fel cum vă rândi. Nu, dar problema acolo este că s-au făcut și schimburi din terenul, care nu mă interesează am pe mine ce s-a întâmplat. Am urmărit evoluția acelui teren chiar așa pentru cultura mea generală. De când s-a bătut primul țărul și până acum. Unde? Acolo unde aveți la baza sportivă. Dacă ce? Lângă sala sportului. Așa, lângă sala sportului. Dar am urmărit evoluția din când erau ciuline acolo. Exact ciuline nu spune știu. Știu, știu. Și... știți. Nu, absolut tot. Corect. Cumpărea asta gherește acolo, că terenul este peste mână, nu-i prea productiv. Cumpărea asta teren de acolo și... Dar dumneavoastră, dacă știți evoluția care a fost în sala sporturilor, da? Știți că era luat la morții 90, era ștelepciunea Bacău, când a murit un copil, erau niște scrânce pe care aveau și scaunul. Ei, eu acolo am făcut ceva pentru tenis. Problema după aia n-a mai depins de mine ce a fost acolo, dar a cumpărat, refer, trebuie o sumă de bani pentru a cumpăra terenul. Dacă noi am cumpărat terenul, nu ne mai rămâne pentru investiții. Și încercăm să rezolvăm problema cu terenul și sub forma închiderii sau concesionării să putem să fim... Deci cum putem, doamna secretară, cum putem prinde un contract cu prevedere participare care să fie... Să beneficieze din copii. Am vrut să revin la domnul consilier și mi-a spus asta. Nici o problemă. Noi putem face la fel un contract, un protocol în care clubul nostru se obligă de perioada desfășurării activități în zona respectivă că va instrui copiii din comuna Mărcine în săptămânal program care pe niște ore, pe niște zile, de comun acord, copiii din comun acord, deci practică tenis gratuit, va mai vrea, nu, nu, dar și pentru adulți, și pentru adulți, dacă o să vrea să... Dar nu avem voie în contractul de închidiere, să fie o clauză specifice, nu. Deci, nu știu, 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 cu destinația, spațiu pentru activități sportive. Da. Domnul Ciulină s-ar putea să aibă contracandidați acolo, că poate mai vor vreo 2 idei să facă. Bun. Deci nu garantează dumnealui, inițiază practic proiectul de hotărâre de scoatere la licitație în vederea închirierii unei suprafețe de teren. Păi și noi nu putem la Consiliul Local să cerem niște clauze. Indiferent cine mai aici, poate va fi domnul Ciulin, poate va fi. Dar eu nu sunt sigur, da? Deci aceeași suntem mai mulți care... Noi să stipulăm niște clauze la început, indiferent cine va acolo. Nici o problemă. Păi dar nu invoați un fel de problemă ca să putem... Cu acordul... Da, categoric. Vom putea spune că în oferta dumneavoastră să treacă și condiții de sarcini. Să treacă și condiții de sarcini de caietul de sarcini. Da. Domnul Ciulină, cam cât personal aveți după aia acolo? Muncitor, mă refer. Păi, aveți nevoie și bine calificați de asta. Da, vă dați seama că noi trebuie să facem un pic financiar. Eu am trăit cu băiatul meu. Problema o să avem nevoie de 2 paznici, noaptea, în schimb, și 2 oameni de serviciu care sunt rețin în teren. Da, zicem, dacă cum avem dăm. Mai, da, bineînțeles. M-a angajat și unul de la noi, care mai sunt oameni care sunt dar nici o problemă.
dar nu-i nicio problemă. Om care muncește, nicio problemă. Eu am avut mereu oameni, dar știți cum e și cu oameni. Dacă vor să muncească, fiecare are nevoie de... Nicio problemă. Cine este pentru... Deci, la ședința viitoare, vom veni cu proiectul de hotărâre pentru închiriere, da? Păi nu, n-am mai pățit data trecută și dar nu mai. Domnul Cântea se abține și acum. Acum nu votăm, doar... Da? Închiriere sau concesionare? Închiriere sau concesionare. Bun. Da? Da, deci, mulțumesc foarte mult și voi când o stăm la discuții, inclusiv și la grămel la adulți, la o competiție organizată eventual când sunt zilele mărcineului. O organizăm noi. Da, să fie ceva. Haideți să mai vedem. Am de mercurați. Mai avem o cerere. Mulțumesc mult. Vă fi părăză. În partea doamnei Șantru Alina, chiar dacă dorește să ne întâmplă la CC2 de o sănătate și frumusețe, pe care dorește să-i aprobăm repararea sistemului de canalizare pentru spațiu închiriat. Este suplicat cu sistemul de canalizare la postul sediu al primăriei, lucrările se fac pe... de către... trebuie să le facem noi, noi suntem proprietari, numai că o face... vrea să-i aprobăm să facă ea. A fost făcută canalizare, nu era bărână în bloc, din beton. Datorită vechimii și condițiilor meteorologice nefavorabile, acoperișul s-a deteriorat, ce sunt probleme. Acoperișul la ce? La mănăstiri. La mănăstiri. Aici în colț? Da. Colț, da. La fața școlii la Barat sunt 4 filiale, da? Alea sunt ale mei, puțurilor care le-am achirit, da? Dar aia ia ceva. Pe două, potează, pe două, mă bat? Ce vorbim? Dacă au case, au vinit la chirii acolo și vin la noi să le dăm să-și facă acoperire. Nu, 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 dau pe separate. Eu acord. Era vorbit Domnul Iisus Hristos, totul lui sigur, același șef. Oricum, pentru anul ăsta, după cum știți, pentru biserică, nu am prevăzut niciun ban, rămânând ca la, primesc 3-4 la rectificări, dacă vor fi posibil, poate posibilitatea să... Mai avem, am avut o cerere de la domnul Costan Costel, domnul Chiriac, în sat Mulcan, care vrea să ne ceară un ajutor financiar pentru că ea scade. Parțial irezolvată. Cum? Pentru mai pentru o tablă și ceva, nu înțeleg. Da, ideea este că dumneavoastră nu se încadrează, s-a făcut anchetă socială, dumneavoastră nu se încadrează în prevederile legale pentru obținerea unui ajutor financiar. Deci pe proșcă. Ai venit numai mai mare sau ce? Are venitul mai mare? Nu, dar nu este, trebuie să fie beneficiar de legea 416. Trebuie să fie într-o situație de risc și de... Ceva tablă, acolo, undeva că noi și grinzile sunt deja. Dacă nu sunt atent. La farmacie acolo, nu? Da. Le-ai dispus. Grinzile dispuse. Da, grinzi pe grinzile. Farmă, le-ai dispus. Da. Nu-i nimeni. Farmă, grinzi pe grinzile. La viață, aș mai avea o problemă. Vreau să reglementăm problema cu noi, doar am zis că ne costă, da? Vreau chiar de organizat să ne gândim cum îi taxăm pe ăștia care au domiciliu în oraș și stau la noi și depun cu noi. Sunt câte 4-5 persoane, cunosc el. Deci nici nu au taxă la noi, dar cu noi. Am locuință? Nu locuință! Dacă au locuință, nu locuință, plătesc noi. Toate locuințele. Dar nu plătesc, că acolo și aici figurează o persoană și 5. Nu. Să declare cât ies eu în Italia când eram declarat câte persoane stăm acolo. 4-5. Și ei locuiesc 5. Și vin și pun saci, că nu ia. Și pun 2 saci la mine, 2 saci la mama, care mama e în ospiciu. Taxa de cu noi este pe familie. Nu, dar e pe persoană. Taxa și la persoană se vedea. Dar dacă e în domiciliu, rezidența în oraș. Și acolo, în geloții. Da, aici te poate șuta, pentru că noi am stabilit persoane, 45 de persoane. Sigur. Și ei stau 5. Și numai gunoiul pătim la greutate. Păi dacă o persoană, 5 persoane, nu fac mai mult, gunoi mi-ar așa decât până. Să se declare pe proprii răspundenți, să vină să dea declarația la primării. Cât mulți au și câtea. Dacă nu facem cum am făcut, cum am crezut, cum au fost aia o dăie, ăștia care stau afară în Italia, de la 18 să luăm. Pentru ședința de data viitoare.
viitoare avem pregătit ordinea de zi, un proiect de hotărâre privind buna organizare și întreținerea comunei. Eu vă rog să vedeți oameni, sigur, păi. Dar puteți să rugați pe domnul Bani pentru ședința următoare să aducă în casele din 2016 până la... Adică se face comparații cu taxele vechi și taxele noi. Le aducă. Eu vă spun că avem mulți pe raza comunii care, deci, ei au casă. Ok, dar dacă noi primim pe casa respectivă pentru o persoană, și ei stau 5, stau 4, dar nu se compară. E o persoană, un coș de la mic la muncă, un coș de la mic. Alță, n-am nici n-am luat pe rame până să ai pe la drum. Vă spun ce se întâmplă. Pun în față la mama, pun în față la ăla, pun în față la mine vis-a-vis la fratii meu. De asta trebuie policiilor. Nici nu au luat pe rame. Pun un asace, că știi că ăsta e în Italia, de loc îmi plătește și pune sapă acolo. Nu e corect. Și noi plătem la kilogram, nu? Să plătească dacă vor să stea. Ei stau bine iară la loc și vara la sală. Ok, dar plătiți. La momentul ăsta e și o problemă, că colegii de la birou de taxe se iau după declarațiile de la registru agricol și îmi declară că stă cu 3 persoane. Așa avem baza legală. Asta e. Da, altă bază legală deocamdată... Dar eu asta am și spus. Afară te duceai singur și declarai că stai 3, 4 persoane, 5. Acum trebuie să găsim metoda legală de a... Ori dacă nu se face... ...o să stai mai mult. Asta e problemă. Am dat, avem agentul constatator, dar avem multe să nu e. Da, dar noi nu trebuie să facem poliție acum. Poliție, comisarul de facură... Dacă nu ce facem? Facem poliție, vreau să-i stăm să-i urmărim, care duce, dar s-au supărat să-mi trebuie 5 să creăm... Trebuie să spunem, declarație de cine, declarație. Aici, strada e generală, cum se numește, dacă la... Aviator. Aviator Nicolescu. Ascultă pe mine. Și pe strada lui Danca. S-au ascultat anul trecut, în an de zile, și nu s-au finalizat nici acum. Șanțurile. Trată curăt. Spuneți dumneavoastră acolo că s-au curățat de pe cer. Iar prin la Danca, pe acolo, s-a început ceva, dar este, cred, un proiect de vedere și mergeți să vedeți. Ce să vedeți? Poate, dar recole care sunt existențe, vor fi doar cu proiectul. Să le vedeți cum sunt, cum apar. Când o să vină o ploaie și... Nu sunt funcțiuni? Da. Nu ești văzut de dacă sunt proiectul, pentru că mie mi se pare că sunt făcut de aici. Dar trebuie de văzut. Și în timp ce strada de câțiva metri, e lățime de 9 metri, aia de la puf de acolo, strada asta generală are 4 metri, două mașini când trec acolo și ce obinesc. Da, de asta a făcut strada de acolo de jos, pentru că o facem nouă noi, acum și o facem de 9 metri. Ca să iasă ca lumea. Da, e foarte bine, dar va ieși scandal și cu strada care s-a făcut. Am înțeles că este făcută și cu dedicație. Ar fi unul care scrie pe Facebook și critică primăria. Sper ca noi să avem tăria morală, încât să nu facem pentru fiecare care e mai bun din gură sau mai rău din gură, să-i ducem strada până la nas și să facem în funcție de interesul care îl are comuna în zone respective. Eu am dat deși în niște tenții de la era o, e făcut o bucățică care n-a căput pe proiectul pe fonduri europene pe care l-avem depus și care este acum în evaluare. Înțelegeți? Deci s-a făcut nu că pe zona respectivă, plus sunt porțiuni, de asta m-am explicat, de multe ori noi suntem nevoiți din fonduri proprii. S-au făcut străzi foarte înguste. S-au străzi, sunt niște normative pentru proiectele cu finanțare europeană sau guvernamentală. Străzile astea mai înguste, așa încercăm să le facem din fonduri proprii, pentru că nu se pretează la un proiect. Oamenii nu sunt de acord, exact cum a spus la Danca, e 4 metri, da? E vreo unul de acord să-și tragă gardul? Nu. Măcar 20 de centimetri unul, 20 de centimetri unul. Nu, nu au fost de acord și nu o să fie niciodată de acord. O anumite discuții care se fac pe siguranță, pe orice dat. Dar trebuie... Nu, dar sunt foarte supărați, am zis că le-am stricat drumul, trebuie să lăsăm așa cu... Da, trebuia să vă dat numai explică și ne-am dat numai acolo. Nu, dar simte deja. Nu mai avea să vă dat. Dar avem primul hai acolo, nu-i vei spunți copiitor de anul și nu poți să faceți faptul în care tot v-ați tot faptul. Nu, 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 nu,
acolo. Sunt zone autostrăzi. E asemănător cu drumul de la biserică. Drumul de la biserică, de la Lucar, drumul de la Trebeș, Fortuna, așa. Să Nicole, care o să aplica, să-i singura posibilitate de a putea să dreneze apa. Domnul, m-a ceva la asigătura acolo. Să ne zorbăm, vorbit cu mașina mare, că asta noastră nu merge. Da, trebuie făcut ceva acolo, eu n-am crezut că e posibil. Deci nu azi la secretura, dumneavoastră de tine din casa de apă, e mijlocul drumului tău. Vă l-ați dorit, domnule? Mijlocul drumului, șestii voastre. Cum ai fost? Dacă ați văzut pe cineva? Serios, deci câșneaua se alimentează într-o casă de apă, mai nici un drum. Da, declarăm ședința. Da, deci mulțumim.